Nu cred că au fost fraudate alegerile la modul ăsta. Să vorbim puțin însă și despre alegerile din România. Alegerile prezidențiale sunt rezultate surprinzătoare în cel mai recent sondaj Curs, care conturează un peisaj electoral dinamic. La nivelul Bucureștiului se observă o întorsătură de situație în privința candidaților la prezidențiale. Conform sondajului, Marcel Ciolacu ar conduce atât în capitală cu un scor de 24%, cât și la nivel național. Schimbarea majoră apare însă atunci când vine vorba de locul secund, și anume Elena Lasconi, cu un scor de 21%. Pe locul 3 se află candidatul independent Mircea Geoană cu 18%, urmat de George Simion pe locul 4, cu un scor relativ apropiat de 15%, iar liderul PNL Nicolae Ciucă este pe locul 5 cu 12%. Și revenim la discuția noastră cu Răzvan Chiruță. Sunt diferențe foarte mici. Asta face ca situația să fie complet imprevizibilă pentru turul 2. Un 24% pentru reprezentantul celui mai mare partid din România, până la urmă nu ne miră acest lucru, dar pentru al doilea, pentru contracandidatului Marcel Ciolacu, aici lucrurile sunt foarte dinamice, așa cum spuneam deja. Se pot schimba de la o lună la alta. Da, dacă în Republica Moldova Maia Sandu este favorita, era și înainte de alegeri favorită și probabil nu va fi o surpriză acolo, în România este foarte greu de previzionat cine va câștiga alegerile. Mă tot întreabă prietenii, familie, cam cine crede că va fi președintele României, și răspunsul este foarte sincer, nu știu. Pentru că diferențele sunt atât de mici în momentul de față, încât orice se poate schimba, mai este o lună, acum și începe campania electorală, dar am văzut că fiecare dintre candidați are o capacitate de a face gafe foarte mare. Unii dintre ei au foarte mulți scheleți în dulap care probabil vor fi scoși și mai mult la înaintare, dar deși Marcel Ciolacu este pe primul loc, firesc cumva, pentru că totuși reprezintă PSD-ul, el are cel mai mic scor dintre candidații PSD la prezidențiale din ultimii 25 de ani. Adică și Viorica Dăncilă a intrat în cursa din 2019 cu un procent mai mare de alegători. Deci PSD-ul, deși e pe primul loc, este în scădere, sau mă rog, candidații PSD sunt în scădere ca popularitate. De aici vine reținerea lui Marcel Ciolacu și teama lui că totuși poate nu va câștiga nici de data asta PSD. Faptul că Elena Lasconi e pe locul 2 nu e neapărat surprinzător în București, pentru că USR-ul are o imagine și un scor bun în București, a avut și la alegerile locale. Până la urmă, alianța făcută de USR cu Forța Dreptei și cu PPP a câștigat cele mai multe locuri, de exemplu, la Consiliul General al municipiului București. Deci, din punctul ăsta de vedere, e relevant. Observăm faptul că Mircea Geoană, care era favorit și pe care toată lumea îl vedea ca și câștigător, scade foarte mult. Și, din păcate, pentru el, toate scandalurile astea care au tot apărut în ultima vreme l-au tras în jos. Nicolae Ciucă nu reușește să crească absolut deloc, nu reușește să transmită, și cumva liberalii știu chestia asta, dar merg mai departe, merg până la capăt cu Nicolae Ciucă, pentru că e prea târziu să mai schimbe ceva, dar șansele lui să intre măcar într-un doi sunt minime. Dar chiar George și așa Simion, sunt diferențe foarte mici între ei, adică se poate schimba oricând, unul are 12, altul 15, altul 18, sunt diferențe mici. Sunt diferențe foarte mici, da. Practic se joacă, se va juca până în ultimul moment. Mai ales că sunt foarte mulți nehotărâți care probabil vor decide în ultima zi. Mă număr printre ei. Eu, dacă mă întrebați acum, bine, nu mă întrebați, dar dacă m-ați întrebat, v-aș spune că voi decide acolo, în momentul votului, pentru că acum nu știu. Dar foarte mulți nehotărâți vor decide pe ultima sută de metri și depinde foarte mult de gafele și de scandalurile care apar în această lună de campanie electorală. Și vedem că din totdeauna în România s-a întâmplat așa, au fost tot felul de dezvăluiri care au schimbat soarta alegerilor, dar să nu uităm că, așa cum se întâmplă și în Republica Moldova, se mizează foarte mult pe voturile venite din diaspora. Crezi că la aceste alegeri vom avea o influență crucială a diasporei, pentru că diaspora a reușit să schimbe rezultatul votului pe ultima 100 de metri de atâtea ori în România?
Mi-e greu să spun, pentru că în momentul de față studiile arată, sau mă rog, sondajele arată că diaspora este mai degrabă de partea AUR, de partea lui George Simion. Acolo AUR a câștigat foarte mult în diaspora, iar dacă George Simion, să zicem, ajunge în turul 2, probabil că se va produce o mobilizare în interiorul țării împotriva lui. Nu reprezintă forțele extremiste, forțele care sperie electoratul moderat și democratic. Și atunci diaspora, chiar dacă ar vota masiv cu George Simion, nu va putea influența votul. Dacă Elena Lasconi ajunge în turul 2, probabil că va conta și votul diasporei, pentru că atunci se va juca și mai strâns între PSD și USR, mai ales că mare parte din electoratul, să zicem așa, userist, e mai degrabă adormit. Dar mă rog, deci cred că de data asta rolul diasporei va fi mai mic față de 2009, de exemplu, sau când a decis până la urmă președintele, și față de 2019, când de asemenea a avut o influență destul de mare. Iar candidatul PSD nu ar putea să fie influențat de opinia celor din diaspora, putem să ne gândim. Mai degrabă de votul din țară. Că el este pe da, primul loc. PSD-ul nu prea a prins la diaspora, de asta se și teme de diaspora, nu? Dacă stăm și ne gândim în ultimii 15 ani, a tot încercat să închidă gura diasporei, să facă cât mai puține secții de votare, să împiedice să voteze, inclusiv meetingul din 2018, cel cu 10 august. Nu, a fost foarte mulți oameni din diaspora care au venit să protesteze împotriva PSD-ului până la urmă. Deci mai degrabă PSD-ul, dacă e, își mobilizează electoratul din țară, în diaspora are o popularitate destul de mică. Da, interesant oricum ce se va întâmpla, așa cum spuneai și tu, sunt niște diferențe foarte mici, și nu numai la acest sondaj care a fost făcut, repet, doar pentru capitală, în toată țara, diferența aceasta foarte mică între candidații de pe locurile 2, 3, 4 și 5 este vizibilă, ceea ce face ca situația să evolueze într-un mod greu de contorizat. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză.